pentru un artist, pentru un pictor în mod special, cred. Capacitatea de a lucra în izolare este o condiție sine qua non. În condiția actuală, însă, când toată lumea este izolată, acea izolare atât de prielnică a creației devine un impediment în transmiterea acelei creații către public. Deci chiar dacă un artist creează în primul rând pentru sine, într-un final inevitabil, el își dăruiește creația lumii pentru a fi admirată sau detestată. Și această admirare sau detestare se întâmplă la cu totul alt nivel atunci când ești efectiv în fața unei creații. Nu se compară un JPEG cu orice rezoluție n-ar avea el, cu prezența fizică în fața unei lucrări de artă. Însă chiar și așa, cred că puterea artei chiar este nemuritoare. Căci ea este cu adevărat expresia binelui, adevărului și frumosului, cum spuneau antici. De bine, de adevăr, de frumos avem nevoie mereu, cu atât mai mult în vremuri de război. Iar noi acum trăim un soi de vremuri de război, în care inamicul tuturor este, de fapt, frica. Frica de COVID, frica de moarte, frica de sărăcie, de incertitudine, de nesiguranță. E o vorbă care spune că de ce ți-e frică nu scapi. Deci probabil nu vom scăpa. Dar cât ne va fi mai frică, cu atât dezastru va fi mai mare. Deci fac frica. Ca de obicei, lucrez la mai multe proiecte în paralel. Iată, mă așteaptă în spate o pânză pe format rotund pe care intenționez să pictez un peisaj ideal. S-a întâmplat să realizez și ceva legat concret de această perioadă, respectiv de pandemie. Dar, în general, a fost vorba mai degrabă de proiecte pe care le-am început cu mult timp în urmă. Fie că vorbim de acest portret pe care l-am pisat odată și pe care am început să lucrez cu puțin înainte de a veni această criză. Și ce mi s-a părut interesant e că semnificația lucrărilor a ajuns să se modifice datorită acestei crize. E o imagine pe care am văzut-o de mult într-un vis, cu această pasăre desenată în jurul gurii, care, iată, ajunge acum să sugereze o mască. În altă ordine, am reușit să termin o lucrare de mari dimensiuni, care și ea mi s-a părut că și-a schimbat semnificația datorită contextului. Orice lucrare cred că se poate interpreta în mai multe feluri, în funcție de omul care o privește. Este, cred eu, o lucrare despre putere și fragilitate, despre libertate și subjugare, despre motivații și aspirații. Dar mai presus de toate, cred că este o lucrare despre cumplita puterea frumuseții.